ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea la Europa FM, 9 și 36 de minute. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vă puteți delecta cu imagini din studio. Noi însă stăm de vorbă pentru început cu Monica din București. Ea este participanta de astăzi. Bună dimineața, Monica! Bună dimineața! Ce faci? Acum nu prea bine. De ce nu faci bine? Din cauza emoțiilor. E, asta e bună. Lasă emoțiile deoparte, nu-i nimic, te vorbești cu niște prieteni. Bănuiesc că... Da, știu. Ești fiecare zi ascultătoare de deșteptarea, știi, ne cunoști bine, știi ce facem de obicei. Foarte bine, da. Și atunci de ce ai emoții? Nu știu. În momentul în care am primit telefonul, pur și simplu... Au început emoțiile. Spune-mi, ești la serviciu sau acasă? La serviciu. Ești alături de colegi? Și colegele, da, sunt în aceeași situație. A, deci, practic, sunteți terminate toate, cum s-ar spune. Exact. Hai, mă, fetelor. E o emoție generală. Da. Îți dai seama, a sunat Luca Pastia. S-a terminat. Să știi că așa erau colegele de la mine, de la facultate, din grupă, înainte de orice examen, erau toate emoționate, speriate, nu știu ce, și noi băieții eram, distracție mare. Se duceau, intrau, luau toate 10-9 și noi, ce să faci, ne duceam la bere mai devreme. Corect. Bun, Monica, hai că nu e greu, uite, vă spun eu ce trebuie să faceți. Astăzi avem 4 întrebări, plecăm de la 200 de euro, dublăm, sau dublați, de fapt, sper, până la 400, 800 sau 1600. E simplu, de fiecare dată când răspundeți corect, când răspunzi, de fapt, tu corect, poți să faci lucrul ăsta, dar riști să dai răspunsul greșit și atunci banii să rămână la noi, sau poți să te oprești la un moment dat și să rămâi doar cu banii câștigați până atunci, ok? Da. Altfel, 6 secunde de fiecare răspuns corect. Luca? Cam asta. Da? Confirm. Da? Astea sunt regulile. Ai păstrat domeniul la ultima întrebare? N-ai schimbat nimic? Nu. Perfect. Cum am vorbit așa, vorba e vorbă. Bine, Monica, începem? Da. Hai. 200 de euro. O întrebare, Monica, menită să risipească orice fel de emoție, pentru că e, zic eu, foarte simplă. Și hotărătoare. Adică dacă nu răspunzi la asta, se oprește treaba. Înainte de început. Dar și dacă răspunzi. Atunci să te ții. Da. Acum e atunci. Monica, spune-mi cum se numește piureul de năut din bucătăria orientală. Humus. Mene? A zis humus. A zis humus. Un humus foarte hotărât. Cum a zis? Humus. Cum îți place, Monica, humusul? Rece. Simplu, cu muguri de pin, cu carne. Cu... Nu, cu usturoi, cu lămâie. Așa. Cât mai simplu. Mm-hmm. Și cu 200 de euro lângă. Pentru că ai câștigat, sunt banii tăi deja, 200 de euro, primii bani la Dublu sau Nimic pentru Monica. Și îl pui pe o farfuriuță și cu dosul lingurii învârți farfuriuța așa și creezi în mijloc ca un fel de fântâniță. Un fel de turbion. Turbion, da, și pui puțină boia picantă pe deasupra, dacă se poate afumată, și niște ulei de măsline. Și asta e situația. Mie îmi place amestecul ăla de condimente. Dar uite ce lapsus am. Zatar. Zatar. Zatar, boss. Zatarul în humus e... Fără zatar, bombă. Humusul e pustiu. Susan, sumac și mai e ceva. Nu știu ce are în el, dar e bun de... Căutați zatar pentru humus, recomandăm. Da. Zatar. Profităm de orice mic prilej, fie că e concursul Dublu sau Nimic sau o intervenție despre politică, să vă dăm o mică sugestie culinară de atunci când se poate. Bine, colegi, vă reamintesc că alături de noi și Monica din București. Monica, de ce acea discreție acolo în birou? Simt o răceală. Nu, ne concentrăm. Păi, vreau să văd bucurie. Puțină energie. Da, trageți-o voi. Ce face, Monica? Dublăm la 400 sau ne oprim aici? Da, dublăm. Așa te vreau, bravo. Primul dublu e practic cel mai greu. Hai să... Da, domne, dă-i. Hai. 400 de euro. Monica, îți plac romanele polițiste? Sau filmele? Așa. Dacă ai vreo colegă fană, trage-o lângă tine, repede.
Și spune-mi, te rog, Monica, te concentrezi, da? Da. Cum îl cheamă pe prietenul și partenerul detectivului englez Sherlock Holmes? Nu știm. Niciuna. Filmulețe, cărți, benzi desenate. Hai, benzi desenate, lasă-le, da. Glume. Jude Law. Povești. Exact. E și un serial acum, nu? Nu e un serial pe Netflix? E de câțiva ani. Da. Tu acum, da. Abordezi mai târziu. Da. Ce făcuși, fata? Monica. Da. Era de profesie doctor. 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 Da. A venit răspunsul din public, am auzit ceva. Ați auzit, dar târziu. Foarte târziu, din păcate. Măi, Monica, ne pare rău. Dr. Watson. No, nu, nu. Asta e simpatic. Da. Poate cu puțin noroc o să mai ai o șansă altă dată. Acum ne pare bine că ai fost cu noi, că ne ascultați. Și nouă. Și ne pare rău că n-a știut niciuna dintre fete de Dr. Mamă. Watson. De nimic, data viitoare. Nu, vezi, Luca, îi pare rău. Mulțumim tare mult, Monica, da, te popăm numai bine. E și la revedere în situații de genul ăsta, ca, știți imaginile alea de pe peronul gării, când își iau greu la revedere, pleacă trenul și tot faci din mână și așa mai departe. Gata cu părerile de rău. S-a terminat. La noi e și foarte greu cu să se întrerupă, că trenul pleacă foarte încet. Mie nu-mi place să... Atunci, ai dreptate, în Japonia n-ar mai fi posibil asta. Nu-mi place să plece clientul de la noi fără bani. De ce? Bă, ceva. Stai puțin, stai. Monica, nu mai e Monica, că-i de ceva de la tine dacă... Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Fiecare dimineață la Europa FM.